bățână bate această lovitură liberă. O minge și e! Ce ratare! E ratarea serii! E ratarea etapei! Malfleury nu poate trimite mingea în poartă. Se împiedică acolo în balon. Incredibilă ratare! Excelent a trimis Ionuț Balaur cu capul. Însă Malfleury un pic încurcat de Nițuli cu acea deviere. Însă aici dă pe lângă minge, cade acolo. Poate puteau încerca cei de la voluntari cu jucători români tineri. Tănase. Să vedem centrarea lui Tănase pe jos. Sporea intervine, Rusescu este acolo. Minge respinsă de pe linie. Minge respinsă de pe linia porții. Și faul de galben al lui Filip aici. Revedem faza. E fault. E faultul lui grozav. Așa mi se pare. Ia să vedem. Cert este că mingea nu a depășit linia porții. Sorescu întoarce pentru Nistor, 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 Nistor! Oh, ce ocazie! Ce ocazie incredibil! Așa ceva rar se vede pe un stadion de fotbal. Subotit și aproape de pe linia porții, trimite în transversală. Uluitor, uluitor ce a putut să facă Subotici. Este rarisim, da, este ratarea carierei pentru Subotici. Încă o dată faza și ocazia este incredibilă. Ok, am exagerat un pic, nu era chiar pe linia porții, dar nici mult nu mai avea până să ajungă pe linia porții. Este... E mult mai greu să ratezi dintr-o asemenea poziție decât să marchezi. Monumentală, de-a dreptul monumentală, ocazia lui Subotici. Cu siguranță, Niculescu